Vrei să fii mare în țara ta? Oh yeah! Atunci pleacă din ea, cât de departe vei putea. Numai așa vei progresa, numai așa vei progresa, numai așa vei progresa, numai așa vei... Îmi place să văd oameni grăbiți. Ei înseamnă acțiune. Cel mai ciudat e că sunt grăbiți pentru a ajunge în locul în care pot sta. Sunt grăbiți pentru a sta cât mai repede. Statul e problema fundamentală. El emite legile statului. Legile statului sunt bine cunoscute de toți cetățenii învățați cu statul. Statul înseamnă odihnă. Respiră niciun fluturaș. Combinatul cel gingaș a făcut din fiecare un geraș. Populația plutitoare nu se mai gândește la mâncare. Toată lumea e fericită, mulțumită, adormită. E un curcubeu de case pe oraș, nu mai respiră. Toată lumea e fericită, mulțumită, adormită. Ne-am reîntors în platou cu tema Școala scoate tâmpiți, alături de invitata mea, doamna Angela Fortuna. Angela, am văzut înainte de publicitate acea secvență cu nenumărate perle care au fost scoase în scris de către cei care au dat examenul de maturitate la materia limba și literatura română. Ce am putea să credem despre stilul de a percepe lucrurile, stilul de a gândi în final, pentru că este o gândire. Ca să mai punem, să mai luăm în calcul învățatul, deci parcurgerea materiei a 12 ani de studiu, nu? Bine, câteva perle existau și pe vremea lui Ceaușescu, cu tot felul de antologii cu perle, erau deliciul nostru al tuturor. Evident, nu poți să tragi niște concluzii plecând de la câteva perle. Adică este clar întotdeauna la niște examene de genul acesta, există întotdeauna un orizont de așteptare foarte scăzut, dar există și unul foarte înalt, care anul acesta nu prea s-a văzut. Da? Anul acesta a fost un moment al adevărului, când a fost pusă o oglindă în fața nației și frumusețea aceea a României a pălit. Studiile, însă cercetările pentru a trage concluzii trebuie să fie foarte serioase și trebuie stabilit exact nivelul acela mediu, dacă vreți, de mediocritate, care în fond asigură stabilitatea unui sistem. Pe de altă parte, dincolo de perle, mă gândesc că la ce au putut să vadă în viața lor acești copii, cum au văzut ei lumea prin ochii părinților lor, prin ochii familiei, prin ochii fraților și surorilor, prietenilor, ai televiziunii, care fără doar și poate le-a modificat percepția, și ai internetului. Ce au putut să vadă în jur, așa încât să existe un dezinteres atât de evident la ei pentru școală? Ei bine, au văzut că în România actuală nimeni nu face o carieră autentică prin meritocrație, deci prin forța selectivă a meritului, a muncii,
a productivității, a inventivității personale. Carierele în România se fac numai prin politică și grupuri care finanțează într-o formă sau altul promovarea câte unui individ. Grupuri de interes. Da. Dacă vreți, facem odată o emisiune despre notărița din Suceava care a devenit notar fără să meargă la examen. Da? O facem o emisiune cu parchet, cu poliție, cu colegi din justiție și cu jurnaliști, da? Care știu foarte bine acest caz. O doamnă, onorabilă altminteri, părea, nu? Care devine notar după ce în locul ei merge la examen o judecătoare. Da? Copiii văd chestiile astea. Copiii văd cum se obțin doctorate, cum se obțin masterate. Și avem cazuri atât de numeroase la Suceava. Fabrică de doctorate care se dau între prietenii unor rude și la care se obține final o notă meritorie fără a avea acoperire, fără a avea articole publicate, studii, cercetare, da? Sau te prezinți la... Am pățit și eu chestia asta, m-am prezentat la o comisie și când am spus în fața specialiștilor că aplic o metodologie legată de transdisciplinaritate, conducătorul îmi spune, dar ce-o fi și transdisciplinaritatea aceasta? Păi transdisciplinaritatea este un domeniu foarte clar, foarte bine delimitat, pentru care un academician celebru român, Basarab Nicolescu, susține primele doctorate în lume pe transdisciplinaritate, metodologia conexiunilor, se susține la Cluj și la Paris și așa mai departe. Deci copiii au văzut că există calea de a parveni numai prin aceste filtre nelegale și imorale. Și în schimb, au văzut foarte mulți care, alți oameni care eșuează, deși sunt bine pregătiți, sunt foarte patrioți, sunt foarte bine intenționați, dar nu-și găsesc locul. Și în plus, dacă este să nu vorbim numai despre copii, putem vorbi și despre profesori care dau pentru suplinitori sau pentru chiar post de catedră. Și televiziunile naționale au dat acum o lună în urmă proasta pregătire a acestor profesori care în anii precedenți au reușit să se infiltreze și dacă ei nu stăpânesc ceea ce trebuie să transmită discipolului, de unde pretenții la viitorul absolvent? E un lanț al slăbiciunilor. Comparând cu ce se întâmpla în anii 60-70, să spunem, în Suceava, eu la rândul meu am fost un elev foarte bun, un elev eminent, olimpic. Țin minte că învățam pe rupte, că asta era bucuria noastră și am participat la Olimpiade și am adus premiul întâi. Profesorii liceului, că am terminat și mă mândresc că sunt ștefanistă, făceau pregătire cu noi, dar niciodată pe bani. Și erau elevi eminenți, erau și elevi mai slab pregătiți, dar totul se desfășura în afara mintei și a acestor afaceri, care până la urmă au generat, dincolo de profesorii de bună credință, și o faună care chiar la oră fraudează ideea de dialog cu clasa, omițând intenționat anumite chestii pe care după aia pe bani la meditații în particular le spun. Că e și asta o treabă. Da? Într-adevăr, s-au făcut și multe greșeli în sistemul educațional sau ca și în medicină, care atrag mai mult atenția profesionistului către mită sau către cadou și peșcheș, deci se creează relații paralele cu profesia, dar să nu omitem faptul că totuși oamenii aceștia în atâția și atâția ani de zile n-au găsit modalitatea de a protesta, de a crea un alt sistem, nu? Pentru că nu le convine acesta dezonorant din spitale sau din școli. Eu zic că pentru unii a fost convenabil din moment ce nimeni n-a făcut nimic. Te invit și pe tine, Angela, și pe telespectatori să observăm în cele ce urmează efectul de turmă al unor elevi la examenul de maturitate. Rog, regia, filmulețul.
Situație inedită la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul bacalaureatului, unde profesorii supraveghetori au rămas cu gura căscată în momentul în care au văzut pe foile de examen ale elevilor veniți la grupul școlar industrial de construcții numărul 2 Pitești, că toți aveau același nume, Popescu Ion. Din cauza emoțiilor, toți cei 30 de elevi, băieți și fete, au scris pe foaia de examen numele generic de pe modelul prezentat de profesor și anume Ion Popescu. Un model, un draft despre cum se completează datele personale. Bacalaureat 2010, a doua sesiune, disciplina, limba și literatura română, Popescu Ion, o clasă întreagă a scris Popescu Ion. A trebuit să le schimbăm lucrurile tuturor. Dacă vreți o perlă. Aici, la CM2. Da. Deci o clasă întreagă a scris Popescu Ion. Mă rog, am văzut, asistenții au fost vigilenți și au văzut asta la începutul examenului, nu la sfârșit. Este adevărat că aici întâmpinăm un caz la o școală industrială, la un grup școlar, însă stai și te întrebi. Asta e conștiință de mase deja. Este o, ce poate gândi acel individ și fiecare în parte? Deci o clasă întreagă vorbim. Nu vorbim de un caz, două cazuri, trei cazuri. O clasă întreagă. Este un efect de turmă. Câtă conștiință, câtă gândire poate să aibă o clasă întreagă încât să înțeleagă altceva decât trebuie? Aici e vorba de dezvoltarea unei logici publice care consacră frauda, calea pe lângă lege, ca niște izvoare ale succesului și ale inteligenței. Se spune despre cei care respectă legea și au bun simț că sunt proști. Deci, practic, s-a produs o răsturnare a valorilor în societatea românească. Eu de aceea spuneam că dacă dorim să schimbăm ceva în această problemă atinsă astăzi, nu se va putea peste noapte și nu se va putea cu, neapărat cu oamenii de acum. Noi trebuie să schimbăm modul de a trimite oameni în politică și de a investi cu așteptările noastre. Dacă nu trimitem în zona aceasta unde se iau deciziile, se fac legile, oameni de bună credință și foarte bine pregătiți, și lăsăm în acest spațiu numai niște oameni de paie în spatele cărora se ascund grupuri de interese sau chiar externe, vom avea mereu astfel de surprize. România va fi reprezentată bunăoară de un George Becali, de o Junioara Băsescu, iertare, nu am nimic cu nimeni, dar nu e omul potrivit să fie europarlamentar. Sau cu Vadim Tudor, care, pe de altă parte, față de primii, el e tobă de carte. În schimb, are o logică defectuoasă datorită unei maladii psihice care evoluează incontrolabil către paranoia și o psihopatie vera. Deci, ne punem problema cine ne va reprezenta peste ani. Acești copii sau oamenii care ne reprezintă astăzi? Nu. Eu aș vrea mai mulți de tipul Monica Macovei, da? Traian Ungureanu, care într-adevăr sunt acolo la post și sunt pe locul pe care îl merită și pe care îl merită și țara noastră și pe care îl merităm și noi electoratul. Revin, este foarte important ca să însănătoșești această țară, să ai grijă ce oameni trimiți în politică. Nu mai trebuie să avem astfel de oameni. Nu mai trebuie să avem traseiști. Trebuie odată stopată chestia asta. Pentru că traseismul în politică nu a făcut decât ca să se perpetueze la nesfârșit ideea aceasta de stalinism pentru eternitate. Vedem că în toate partidele regăsim de fapt tot Partidul Comunist ca nucleu de bază și oamenii ăștia se duc de la un partid la altul ca la nuntă. Și de câte ori se duc de la PD la PSD sau de la PSD la PNL sau de la PNL la PDL, se trezesc în trai lor.
nu văd nimic schimbat. Ei nu văd oameni cu idei diferite, pentru că în copilărie au fost majoritatea în Partidul Comunist și se regăsesc pe un teren foarte familiar. Schimbă, vă spun, aparența, coaja de nuci a doctrinei ca pe șosete. Și atunci, ce asumare să aibă ei față de învățământ? Ce asumare să aibă ei față de justiție sau față de sănătate? Și chiar meșteșugurile astea de tâmpenie pot merge până foarte departe. M-am amintit acum un caz foarte concret, ca să nu vorbim numai în general. Și așa, cu dezinvoltură, cu nonșalanță. Dacă vă amintiți, era un caz celebru prin anii 90 de mare escroc al Sucevei și al României, se numea Dorin Andronic, care în prezent este avocat. Dar el, în anii 90, a înșelat, a fraudat, a lăsat oameni fără bani, fără case. Din păcate și eu am cunoscut la un moment dat o astfel de lovitură. A fost arestat și după aceea, datorită intervențiilor unor mafii politice, eliberat și s-a continuat judecarea, așa zisă judecarea lui în libertate. Exemplul acesta arată un caz concret din miile de cazuri pe care copiii noștri le văd la televizor de succes. Succes prin fraudă, prin minciună și prin implicarea politicului în justiție. Așadar, Andronic este arestat, după aceea eliberat, continuat să fie judecat în libertate. Pe vremea aceea, el era juristul PD-ului. Era un partid al cărui președinte era Vasile Ilie. Soția lui Vasile Ilie era judecătoare în tribunalul Suceava. Ei au făcut cariere fulminante. Ba PSD, ba PD, s-a mers de colo-colo. Ei, când l-au eliberat pe Andronic, au plimbat dosarul lui așa prin tribunalul Suceava, care era, se știa, tot de lobby pe disc, ca și baroul, vreo 2 ani și ceva. Și în ultima fază a acelei etape a procesului, pasează cineva, mâna lungă a justiției și a politicii, pasează cazul exact soției domnului Ilie, care era în relații de colegi de partid cu Andronic, erau oameni de casă, prieteni, sunt înregistrări, martori, prieteni care au tot depus în acest sens. Iar doamna respectivă, cu 3 zile înainte de a deveni notar, îl achită pe Andronic, iar codul penal nu prevedea pentru fapta lui decât înșelăciune, ca înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii, decât condamnare cu suspendare sau condamnare cu executare. Deci îl achită și după aceea devine notar. Eu am adus televiziune, noi, cei care am rămas să luptăm, că suntem foarte mulți în acel dosar. Am adus televiziunea națională, am cerut anchetarea ei pentru trafic de influență. Nu s-a întâmplat nimic. Și da? În final, aici, și asta văd copiii noștri. Asta ar fi un model destul de perimat, să zicem, în fața unui tineret care ia partea negativă a lucrurilor. Ia partea negativă și adoptă chestia aceasta ca pe o rețetă de succes. Immanuel Kant spunea că o națiune fără cultură este sortită pieirii. Întrebare, se premeditează distrugerea învățământului românesc sau nu? Da. În momentul acesta am toată responsabilitatea să declar că dacă vom continua să avem și să cultivăm noi electoratul, numai o astfel de clasă politică, ce este slab pregătită ea însăși, exceptând cazurile care merită excepția, dar care este puternic intelectualofobă, foarte mulți din această zonă a clasei politice care decide în privința destinelor românești a obținut doctorate cu metrii și prin tot felul de aranjamente și pasează reușitele și în mod fraudulos, acești oameni se vor teme să îmbrățișeze în echipele care gestionează realitățile noastre, se vor teme să îmbrățișeze pe oamenii pregătiți. Se vor teme și să-i cultive pe cei cu adevărat foarte buni. De aceea valorile românești vor simți mereu nevoia să plece, da?
Și asta e o mare pierdere pentru țară. Pentru că toți, ați observat ce se întâmplă. Da. În momentul în care te afirmi într-un domeniu și te afirmi prin muncă, nu prin metodele pe care le folosesc politrucii care domină totul, și aici este iarăși o mare boală a României, politizarea excesivă, da? În momentul în care te afirmi în ceva, ești dat afară. Pentru că oamenii aceștia care și-au construit o ascensiune pe verticală prin fraudă și prin abuzurile politicului, nu vor să aibă în jurul lor oameni pregătiți. Nu pot să-i înțeleagă. Și poate că la un moment dat, știți că și prostia asta e fudulă, prostia când ajunge sus undeva, în funcții, prea ușor, de la unchiul, de la bunicul, de la tata, de la mama, oamenii aceștia nu știu ce să facă. De la un anume nivel trebuie să gândești mai puțin decât capul care conduce. Bine, dacă ajungem la legile lui Murphy, ar fi comic dacă ar fi doar acele legi. Știți, legile acelea lui Murphy au fost inventate bună oară în spațiul anglosaxon, care are mult simț al umorului, dar oamenii aceia muncesc. Iar acolo poți să faci o carieră fără să duci, să cari tava și mapa și să faci pantofii nu știu cărui șef. Primul om al statului spunea că gata, nu mai avem nevoie de filozofi și de avocați, ne trebuie tinichici și chelneri. El a dat două exemple, să le zicem, ilustrative pentru categorii sociale. Avocații și filozofii sunt categorii sociale în care pot să intre și profesorii și învățătorii și medicii. Deci, în general, cei care sunt în mediul de cercetare și practica cercetării. Iar în zona tinichigilor și chelnerilor, băgăm dintr-o dată profesiile, meseriile, clasa de jos. Și atunci, din aproape în aproape, ne gândim că viitorul se structurează în două clase. Clasa elitelor, clasa de sus, și clasa de jos, a celor care trag. Clasa de mijloc este foarte slăbită. La ora actuală, clasa de mijloc este extrem de slăbită. Da. Și bineînțeles, în clasa de mijloc intră și acei avocați, și acei filozofi, și acei profesori, și acei medici care pleacă dincolo, profesori care nu își mai găsesc locul, nu mai au servicii, își caută locuri de muncă. Au fost mediatizate cazuri nenumărate de profesori care au rămas fără servicii și își caută loc de muncă. Și multe alte profesii intelectuale, da, care sunt exterminate din ce în ce mai mult. Asta vine din ceea ce spuneam, din păcate în România s-a perpetuat, pentru că noi am traversat de fapt nu democratizarea țării, ci o perestroică, s-a perpetuat domnia mentalităților comuniste. Oricât s-au asumat alte curente, încă nu a prins cu adevărat liberalismul, conservatorismul și alte doctrine din acestea în domeniul mental. Și atunci într-adevăr există, oamenii nu-și dau seama, dar există încă această intelectualofobie. Cum văd pe cineva care își consumă timpul studiind, citind, a, e nebun, el nu știe să facă bani, păi da, trebuie să faci bani, nu? E un dispreț față de lucrurile acestea. Pe de altă parte, acum nuanțând, există elite la toate categoriile. Există țărani de elită, există țărani mediocri, există intelectuali de elită, dar și intelectuali mediocri. Există muncitori ingineri de elită și zonele mediocre, adică pe verticală nuanțările sunt absolut fezabile la toate aceste categorii. Problema este însă ca, vă spun, așa cum văd eu evoluția, buna credință și eliminarea traseismului, deci rezolvarea aceasta a clasei politice, va putea să se soldeze cu niște mutații în ceea ce se întâmplă în România. Angela, mai avem 3 minute. Dacă 11, numărul 11 pentru americani a reprezentat un număr fatidic în anul 2001, iar 11 din anul curent al României, 2011, a reprezentat un număr fatidic în componența anului pentru învățământul românesc. Tragem linia pentru peste 2011. Ce putem spune? Ce ne putem aștepta în viitor de la învățământul românesc? Are președintele Băsescu dreptate în 2009, extrapolat pe 2011, care s-a dovedit că
rezonanța, ecou cuvintelor sale se montează pe 2011 sau nu are dreptate? Președintele Băsescu are dreptate, soluții sunt, dar sunt de durată. Și Muguri Sărescu acum două zile atrăgea atenția că e de vină și instituția modelelor, nu numai cea a decidenților care se ocupă de soarta învățământului. Problema este că, într-adevăr, lucrurile acestea se vor perpetua, pentru că perioada de criză care s-a declanșat și care va mai continua nu transformă învățământul într-o prioritate, deși este. Acum prioritatea va fi alimentația, banii de medicamente, supraviețuirea. Și chestia asta va dura câțiva ani. Trist, dar adevărat. Ai spus foarte bine că supraviețuirea, deja noi suntem o societate, poporul român este un popor nefericit. Au devenit desuiete chestiile de genul să fii fericit, să fiți fericiți, pentru că sau să ai fericirea, să-ți dea Dumnezeu fericirea lumii. Au început să devină desuiete proverbe de genul capul plecat, sabia nu-l taie. Deja nu ar trebui. Totuși, în perioada de criză, trebuie și societatea civilă să lupte, pentru că România este în pericol de a-și pierde șansa către democrație. Ați observat, în alte țări se iese în stradă pentru un drept, se iese la negocieri foarte pieptiși, adică nici resemnarea asta nu va fi ceva bun, pentru că înseamnă slăbirea democrației și înseamnă o șansă în plus totalitarismului. Și dacă ne uităm spre răsărit ce vine peste noi, nu ar fi cazul să ne dăm bătuți. Pe de altă parte, uitați-vă ce se întâmplă din Europa. Vin tot felul de chitanțe de plătit la România, la populația României. Plătim în continuare incompetența, plătim în continuare reaua credință a unor politicieni, a unor oameni din justiție, a unor profesori, a unor medici, da? Se întâmplă nenorociri peste nenorociri. Este arătată cu degetul România și pierde în imagine România pentru fără de legile unor oameni pe care noi îi plătim, îi votăm și îi susținem în conducerea acestei țări, a Parlamentului și a celor care iau decizii. În condițiile în care observați ce se întâmplă, și asta văd și copiii noștri, toată lumea suportă costurile crizei. Reduceri s-au făcut peste tot, nu și la clasa politică. Salariile lor merg în continuare la același nivel. Unde este solidaritatea politicienilor cu poporul român? Și atunci, de ce acești oameni să aibă dreptul să-ți amenințe ție, ca cetățean, plătitor de contribuții și bine intenționat, securitatea biologică, echilibrul și tot ce vreți? De ce să mă amenințe pe mine cineva pe care eu îl plătesc că mă dă afară? Niciodată. Partea proastă este că 2012 va fi anul marilor facturi. Din păcate, timpul nu ne mai dă voie să mergem mai departe. Asta este zeul Cronos, este cel mai rău zeu posibil. Și trebuie să rămânem optimiști totuși. Sigur că da. Pentru că toate crizele au și un avantaj. Sunt depășite. Așa este. Și crizele tot noi le facem. Chiar dacă unor generații le mor iluziile, și să spunem că poate aceea este a noastră, se nasc copii care o iau de la zero și vor prinde o altă spirală a istoriei. Așa este. Mulțumesc foarte mult, Angela, pentru participare și cu altă ocazie ne reîntâlnim. Și eu mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Ne întâlnim joia viitoare la o nouă ediție a emisiunii Lumea în care trăim. Și nu uitați, construiți în bine lumea în care trăim. La revedere și numai bine!